Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi. Pentru voi, cei care priviți la acest video, care sunteți într-o relație de cuplu și vă doriți să știți ce se va întâmpla pentru voi în perioada următoare, sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure, vă doriți să știți și voi dacă această situație va evolua într-un fel care să vă bucure și pe voi, sau pentru aceia dintre voi care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vreți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viața dumneavoastră. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba aici. Iată că primul card care se manifestă în această etalare este cel cu numărul 3. Poate acest număr va fi semnificativ pentru tine. 3-ul, știm cu toții, este unul dintre numerele magice, da? Un număr care poate să-ți deschidă o anumită poartă în această zi. Și, da, este cartea împărătesei, da? Care vine spre tine, iată, în această etalare. Este o carte a abundenței, o carte a frumuseții, o carte a prosperității și a fertilității, da? Pentru acele doamne sau domnișoare care vă doriți să concepeți un copilaș în perioada următoare, da? Să aduceți pe lume acest suflet nou. De ce nu puteți face și acest lucru, acelea dintre voi care vă simțiți pregătite pentru acest pas în viața dumneavoastră? Da, dragii mei, dragile mele, iată, este o carte cât se poate de interesantă, care aduce foarte multe oportunități pentru voi în această perioadă. Văd deschiderea aceasta spre lume, spre succes, da? Este ca și cum universul vă ghidează în această perioadă mai mult, da? Sau pare să vă transmită din ce în ce mai multe secrete dezvăluite, da? Din palmaresul său al universului, da? Și pe baza acestor secrete dezvăluite, conștientizate în acest moment, tu vei reuși să te dezvolți în această perioadă, da? vei reuși să te orientezi spre ceea ce tu dorești să manifesti, da? Spre ceea ce tu dorești să creezi acum. Da, și într-adevăr, mulți dintre voi sunteți preocupați de zona aceasta materială, în primul rând, da, să faceți lucrurile cât mai bine acolo unde sunteți, să fiți apreciați pentru munca voastră, apreciați sau apreciate, și, bineînțeles, să fiți și voi mulțumiți sau mulțumite la sfârșitul zilei sau la sfârșitul perioadei, atunci când vă primiți partea de recompensă, da? Pentru munca pe care o desfășurați. Toate aceste lucruri sunt firești și toate intră încet, încet pe făgaș, da? În această perioadă. Văd că energiile se intensifică pe zi ce trece. Și acest lucru devine vizibil în viața ta, dragul meu sau draga mea. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că următoarea carte este un 8 de săbi. Da, o carte care poate să spună despre persoana ta că el sau ea se simte în aceste momente legat, da, exact cum arată și această carte. Se simte legat, se simte țintuit într-o anumită situație care nu lasă să se gândească la o soluție, da, de ieșire din acea situație. Este ca și cum acest lucru nu mai depinde numai de el sau de ea, da, este ceva ce depășește aceste limite, ce îl depășește sau o depășește pe această persoană. Dar dincolo de acest lucru, dacă va reuși să-și păstreze cumpătul această ființă și va reuși să-și păstreze calmul și mai ales gândirea pozitivă, să știi că totul se va finaliza într-un mod cât se poate de frumos și totul se va termina într-un mod care să-i redea speranța acestei persoane. Da, din punct de vedere relațional, pentru că asta ne interesează pe noi mai mult în această etalare, să știi că această persoană te vrea aproape în această zi și va face pași hotărâți spre tine. Da?
chiar dacă la un moment dat, iată exact cum arată această carte, nu va putea să facă acest lucru, faptul că își dorește să se apropie din ce în ce mai mult de tine, îl va face să acționeze încet, încet. Știți cum este, și cel mai mic pas pe care îl faci spre ceea ce îți dorești este mai bine decât nimic. Da, și următoarea carte, iată, este Baletul de Spade, o carte care precipită puțin lucrurile, da, și pe de altă parte văd că destinde atmosfera pentru mulți dintre voi, multe dintre voi. Așteptați-vă ca norii negri să fie înlăturați de către acest Balet de Spade, care, iată, este foarte hotărât în ceea ce te privește, dragul meu sau draga mea, mai ales draga mea, da, așteaptă-te ca o persoană foarte hotărâtă să vină spre tine în aceste momente și să îți facă o ofertă cât se poate de tentantă, da? Poate să te întrebe această persoană, de exemplu, dacă ești implicat într-o relație, da? Poate că el nu știe în aceste momente dacă tu ești cu cineva sau, mă rog, ai pe cineva în viața ta personală. Da, această persoană își dorește să se implice într-o relație afectivă cu tine. Vei vedea acest lucru și pe de altă parte, dragii mei, văd că unii dintre voi veți primi chiar și vești în această zi, vești care vă vor uimi pe de o parte, iar pe de altă parte vă vor scoate așa dintr-o stare de lâncezeală în care erați, da? Parcă vă vor energiza oarecum aceste vești, da? Hai să vedem și următoarea carte. Această carte este din oracol, da, și vorbește despre indulgența față de sine, da? Te focusezi mai mult asupra ta însuți în această perioadă. Dobândește o mai multă perspectivă asupra meritului de sine. Acesta este un timp al vindecării, o muncă pe care o faci cu umbra ta și te apreciezi din ce în ce mai mult. Da, dragii mei, dragele mele, iată că a sosit momentul pentru mulți dintre voi, multe dintre voi, să vă vindecați, da? A sosit momentul să vă focusați un pic și pe interiorul vostru, pe propria voastră ființă. Dacă vă doriți să atrageți în perioada următoare ceea ce vă doriți, va trebui să mențineți acest focus, da, asupra interiorului vostru. Să purificați în continuu pe cât de mult puteți. Știți cum purificăm, da? Aducând mulțumire pentru tot ceea ce aveți în viața dumneavoastră, pentru tot ceea ce ați reușit să manifestați, cerându-vă iertare, bineînțeles, acolo unde simțiți că este nevoia să faceți acest lucru și iubindu-vă foarte mult, da? Manifestând această dragoste, această iubire extraordinară față de propria voastră ființă, care, iată, se înalță de fiecare dată spre o valoare din ce în ce mai sigură, din ce în ce mai mare. Hai să vedem încă o carte. Încă o carte din acest oracol al viziunilor spirituale. Iată că deja a căzut. Este cardul cu numărul 7. Acest număr este un număr divin. Poate că va fi semnificativ pentru tine. Puteți să manifestați apropo de numărul 7, da? Dacă îl veți scrie pe o foaie de hârtie sau pe încheietura mâinii voastre stângi, veți reuși să manifestați în viața dumneavoastră ceea ce vă doriți, dacă veți rosti acest număr de câteva ori pe parcursul zilei și îl veți însoți de dorința voastră. Da? Hai să vedem ce are să vă spun acest număr, această carte, de fapt. Ce are să ne transmită această carte? Iată că vorbește despre infinitate, nelimitare și perseverență. Conceptul abstract al infinitului primește aici o referință virtuală. Această carte reprezintă posibilitățile nelimitate pe care le are infinitul. O maimuță ar putea, prin alegeri aleatoare, să le pună eventual în ordinea exactă necesară pentru replicarea întregii opere a lui Shakespeare.
Această teorie intrigantă este eficientă în ciuda șanselor sale infime, deoarece definește infinitatea în alți termeni decât o improbabilitate abstractă. Oferă destule șanse să poată fi cuantificată și stăpânită chiar și numai în spațiul imaginației noastre. Dar atunci suntem liberi să ne imaginăm atât de multe alte scenarii improbabile. Este tentant să considerăm că orice obiective personale sau ambiții, indiferent cât de fanteziste, pot fi atinse prin aceleași criterii cu analogia noastră și experiența. Singura limitare a împlinirii lor ține de timp și de efort. Da, dragii mei, dragele mele, iată că în această perioadă văd că vei manifesta foarte multe dorințe, da, sau te vei focaliza asupra aspirațiilor tale, asupra viselor pe care le ai în acest moment, da, și mai ales asupra modului în care tu ești dispus sau dispusă să acționezi asupra acestora, ducând astfel la împlinirea lor în viața ta. Adică ceea ce tu ești te vei focaliza asupra ceea ce tu ești dispus sau dispusă să faci în perioada următoare pentru a-ți îndeplini țelurile. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici împărăteasa peste împărăteasa. Este aceeași carte, da? Cartea cu numărul 3 din Arcana Majoră. O carte foarte bună, dragii mei, dragele mele, mai ales pentru voi, dragele mele. O carte care te ajută să pășești într-o nouă dimensiune a vieții tale, da? O dimensiune a belșugului, a abundenței, a respectului de care te vei bucura în această perioadă din partea celorlalți și pe care îl vei impune în mod clar celorlalți. Da, o carte în care arată că vei fi răsplătit sau răsplătită pentru toate eforturile pe care le-ai depus până acum, dragul meu sau draga mea. Și mai ales mi-arată că te vei pune într-o lumină foarte benefică în această perioadă, da? Lumea te va vedea cu alți ochi, poate cu ochi mai buni, poate cu ochi mai recunoscători față de ceea ce ești, față de ceea ce ai devenit. Și mai ales față de ceea ce promiți să fii în viitor, da? De ce nu? Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici treiul de cupe, dragii mei, alături de acest opt de spade. Spuneam mai devreme că această persoană, indiferent de greutățile cu care se confruntă în această perioadă, indiferent de situația nefastă în care se află, va face tot posibilul să iasă din acea situație, da? Să vadă lumina de la capătul tunelului și mai mult decât atât, iată că se va găsi într-o situație foarte fericită destul de curând, da? Va reuși să construiască ceea ce își dorește alături de tine, dragul meu sau draga mea. Da? Vă văd cu acest trei de cupe sărbătorind împreună un succes, da? Și faptul că, iată, ați reușit să vă detașați de toate acele provocări din viața dumneavoastră, care la un moment dat v-au țintuit, da? V-au țintuit la pământ. Dar iată că v-ați ridicat de fiecare dată mai puternici, mai puternice și acum, într-adevăr, sărbătoriți acest succes pe care îl aveți în viața dumneavoastră și mai ales promisiunea faptului că în curând vă veți bucura și voi de împlinirea viselor voastre. Hai să vedem încă o carte. Wow, cât de frumos, dragii mei, priviți, este patru de bâte. Patru de bâte, sper că se vede foarte bine, da? Reprezintă scena unei căsătorii. Se pare că lucrurile se vor precipita din acest punct de vedere în ceea ce vă privește. Așadar, da, veți fi puși mulți dintre voi sau multe dintre voi, dragile mele, să alegeți în această perioadă, să faceți această alegere pentru voi, da? Și veți alege cu inima, da, veți alege să mergeți alături de persoana voastră pe același drum, da, veți alege să vă uniți destinele.
Da, cărți foarte bune care, iată, îmi arată că un țel de-al vostru va fi pe cale să fie atins în această perioadă. Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun. Hai să vedem încă o carte. Da, din păcate, această carte vorbește pe de o parte, despre o persoană care poartă o mască vis-a-vis de voi, da, este. Această card a ieșit pentru acele persoane, pentru acele relații în care cineva este o persoană ascunsă, da? Cineva nu vrea să se arate așa cum este, probabil persoana voastră, dragii mei, dragile mele. Și da, într-adevăr, se pare că nu există destulă atracție acolo, în acea relație. O să mai extrag o carte. Da, ești în siguranță, dragul meu sau draga mea, dacă iubești în această perioadă, da? Indiferent ce perioadă este, dacă este post, că este o altă perioadă mai nerestrictivă din orice punct de vedere, da? Nu vă faceți gânduri greșite cum că în perioada de post, de exemplu, ar fi interzis să iubiți. Nu este adevărat acest lucru. Iubirea este liberă, se poate manifesta oricând și oricum sau aproape oricum, vis-a-vis de persoanele de care vă simțiți atrași sau atrase. Așadar, eliberați-vă de gânduri greșite, da, și lăsați-vă inima să zboare, lăsați-vă să zâmbiți și să iubiți, dragii mei. Și lăsați-vă iubiți la rândul vostru de persoanele dragi. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!